templul Taprom. Ne-am oprit să ne alimentăm cu un coconut înainte să intrăm în Taprom. Arată așa și după frumos arată așa. Ascultăm și puțină muzică. Din pădure. Din pădurea fermecată. În loc de maimuțe, găini. Indienii s-au ocupat de restaurare. Ia care e cea mai veche fotografie? 1988-1986. Și cea mai nouă după restaurare este 2020. Acest templu este faimos pentru că arhitectura a fost combinată cu natura. Sunt foarte multe rădăcini de copac integrate în construcția templului. Am rămas fără cuvinte, uitați-vă cât de minunat natura s-a integrat. De fapt, ei au integrat natura în arhitectură. A ieșit direct prin acoperiș acest copac. Și ce poți să faci când vii la un templu? Să te ștergi în urechi. Aici un bețișor, cineva l-a folosit. Îl mânca urechea. Anaconda. Tom Rider. Pane tak zwanymi makarnami, te obrabowanie są makarny, czyli z krokodylej paszczy wychodzi wąż nada. $1, sir, $1. Victima de la mina antipersonal. Din cauza gloanțelor de război. Am învățat română. Știi, dacă era dâncile aici, zicea, vorbesc română. O studia la OSE. Am cumpărat un instrument muzical. Făcut din? Bambus. A invers. Poate niște tunete mega mișto de tot. Da, trebuie să le nimerești.
mai puternice, nu știu cum făceau, nu trebuie să te îngădinți. Maratonul continuă. Nici un templu fără coconat. Mandalar. Mandalar, săr, mandalar. Cam așa vorbesc cu oamenii. Intrarea cu 2 lei. Ce 2 lei? Nu ai văzut la intrare? Ce? Lei. Templu din secolul? 10. Mijlocul secolului 10. Nebun. Dacă pleci puțin mai departe față de templele cele mai cunoscute, poți să găsești câteva temple fără prea mulți oameni din ele. Cum e ăsta, de exemplu? Nebun temple. Nimeni, pe partea asta. Noi și animalele. Nebun, nebun. Da, este impresionant de frumos acest loc. Merită să stai o zi, să te minunezi, chiar dacă e foarte obositor pentru că este foarte cald. Voi o vizi. Dar pentru oameni ca noi, care stau la ora 12:30 în căldura asta, este perfect. Pentru alții care au probleme cu căldura, se retrag în terase sau în locuri mai răcoroase. Noi stăm cu elefanții pe plantații. Mandalar, soru, mandalar. Wow, dar au făcut un mare complex de religios, e imens locul. Buda cu cobra. Cobra. Wow, ce bine că e locul ăsta, locul. Zâmbește. Poate observa sistemul de irigație. Și elefanții cu acești elefanți au construit aceste temple, au cărat piatra. Ia să vedem.
Tocmai de asta îi vedem prin mai multe locuri, în diferite reprezentări. Templul Tasson, care este de la sfârșitul secolului 12, începutul secolului 13 a fost terminat. Ia uite ce am găsit. Din partea regelui. Câți fluturi? Wow, ce frumos sunt. Hai să stăm pe bancă acolo. Bibelule? Da, da. Prin brasca, nu știu. Ia să vedem. Ia. Stam. Băgă-n apă. Ce-o făcut cu brasca? Și când ieșeau din templu, mergeau să mediteze pe lac. Pe lac! Vis-a-vis de templu, un mare lac.